Salutare la toată lumea, Ștefan și de la proiecte diverse de AI. Am primit marfă proaspătă. Toată lumea se întreabă ce finisaje avem pe la blocuri, pe la blocurile noi, construcții, căsuțe. Dar nimeni nu se întreabă ce structură de rezistență există în clădire și, mai important, instalația de gaze, instalația electrică. Da, cam astea sunt branșamentele după planeta asta. Uite-le ce frumoase sunt. Bineînțeles, CYYF. Lăsați voi la comentarii dacă merge în beton sau nu. Bine, e șapă acolo, nu e beton, să nu fiu răutăcios. Da, așa e frumos. Am văzut o grămadă de filmări pe TikTok, pe toate social media, prezentare casă, ia uite ce lavabil are, ia uite ce aia. Unul n-am văzut care prezintă o casă de asta, să ducă și el până la contorul de gaze și până la tablou electric, să vedem și noi cam ce protecții sunt acolo, da? N-am văzut. Asta nu mai comentăm că a turnat și apa și a uitat să pună branșamentele. Oricum se vede în poză că nu mai mult de 3 ori 4 mm. Așa am găsit și la blocuri de 10 etaje, că era apartamentul la etajul 1 sau la 10, tot 3 ori 4 se pune. De-aia când măsori impedanța buclei de defect, îți dă curentul de scurt circuit 70 de amperi. Că nu știm să calculăm nimic. Merge, să aprinde becul, înseamnă că e corect, că funcționează protecțiile și, mai puțin important, și asta e și piesa din apartament, piesa de rezistență. Bineînțeles, diferențial pe general, da? 30 de miliamperi, să zicem corect până aici, tipa C nu este corect, plus că afară au MCB-uri în amonte de orice RCD, că e RCCB, RCBO, se pune fuzibile. Scrie în fișa lui tehnică, n-am scris eu, n-am spus eu. Da? Bineînțeles, rupere la 4000, da? Și nu tipa C. Nemțălăi n-au interzis AC-ul în 87-88 degeaba, pentru că pe fiecare circuit de aici, da? Avem în majoritatea cazurilor surse în comutație, care unele din ele introduc o componentă DC în circuite, curent continuu pulsatoriu, toate adunate blochează bobina lui ăsta și nu funcționează. Da? Și tremuri pe căldură în cadă și nu știi de ce. Da? Tipul AC se pune pe circuit. De obicei RCBO-ul se pune pe circuit, nu pe general. Știu că producătorii fac de 15, de 16, de 19, de 25, de 32, de 40, dar ele se pun pe circuit, nu pe general. Da? Ca să nu vă mai zic că este exact C16. Și e general. Da? Nu e circuit. E nemaipomenit. Bineînțeles că afară tot C16 avem, că așa se fac, 3680 de W pe apartament de două camere. Deci, în secunda în care am mașina de spălat, nu pot să dau drumul la cuptor, nu pot să-mi încar vibratorul, nu pot să fac nimic. Că n-am cum. Că nu mai avem jus, nu mai avem de unde. Da? Deci asta vreau să văd când prezentați un apartament. Hai să vedem și tabloul electric. Dacă e conform, nu e conform. Dacă putem monta un jacuzzi. Da. Foarte interesant. Da, eu am mai scris pe TikTok la diferite prezentări de astea de apartament, de la dalea de două camere până la dalea de 400 de metri, că sunt prezentări, vai, zonă centrală, la la la, tra la la.
zonă lăudată, gen Pipera, unde doar canalizare n-avem. Da, e 1000 de euro metru de teren și trebuie să ne facem fosă, apa nu e potabilă și miroase a diverse chestii. Da, e zona. Aia ne interesează foarte mult. Aia, vreau să văd și eu tablouri electrice. Avem apartament vopsit în lila, avem aia, avem aia, pailaltă gresie de-asta, da, bucătărie amenajată cu, da, tablou, tablou, circuite dedicate, dedicat mi-aș muzicale, ce cauți, mă? Caută Eloșu Rubeniț. Da, hai, v-am pupat, ne vedem la filmulețul următor.